În România, cancerul este sinonim cu chinul. Statul nu asigură tratamentul potrivit pentru toți cei care au o șansă la viață, iar pe cei în stadii terminale îi lasă în dureri cumplite. Este o realitate cruntă pe care o mână de voluntari o înfruntă cu speranța că și în România se poate. Deocamdată însă, cifrele creionează o situație sinistră. Mai puțin de 10% dintre cei pe care îi macină cancerul închid ochii alinați. Optimismul și zâmbetul doamnei Mariana te fac să te oprești în loc pentru o clipă. O pereche de ochi blânzi în spatele cărora știm ce viață se ascunde. Sau cel puțin așa credem, căci povestea fiecărui om care trece pe lângă moarte e ca o carte rescrisă la nesfârșit. În moment de ziua mea, chiar de ziua mea când am împlinit 50 de ani, vorbeam despre o prietenă comună care a fost la medic și i-a descoperit noduri. Și a doua zi dimineață când mi-am făcut duș înainte să plec la serviciu, când m-am uitat în oglindă, așa am constatat așa. După mastectomie și tratament, a vrut să se trezească din coșmar și să redevină omul de dinainte. Iar ultimul pas ar fi reconstrucția mamară. E lucrul pe care mi-l doresc cel mai mult. Simt că aș uita cu totul. În drumul spre normalitate, i-a cunoscut pe voluntarii de la hospice, acolo unde vine de câte ori poate pentru masaj și o vorbă bună. O echipă de tineri gata să facă orice pentru o clipă de alinare a celor de lângă ei. Pentru a obține un rezultat bun și cu efecte vizibile trebuie combinate. Ar trebui să toate spitalele să știe de ei și să ne trimite și să ne îndrume către ei. Cine poate vine, cine nu poate sau nu vrea, nu vine. La fel ca doamna Mariana, alte câteva sute de mii de persoane au nevoie de îngrijiri paliative în timpul bolii. Realitatea îți lasă un gust amar. În București, în fiecare an, peste 15.000 de persoane au nevoie de îngrijire paliativă, însă, din păcate, doar 9% dintre aceștia pot beneficia de ea la momentul potrivit. Pentru cei care nu se pot deplasa, voluntarii merg acasă, iar acum sunt gata să deschidă cel mai mare centru de îngrijiri paliative din România. Dar pentru asta e nevoie de bani, iar sfârșitul de an poate fi un motiv pentru o faptă bună. Companiile pot redirecționa acum 20% din impozitul pe profit către o organizație non-guvernamentală. Formalitățile sunt extrem de simple. Se încheie un contract de sponsorizare până la 31 decembrie 2013. De asemenea, banii trebuie virați până la sfârșitul anului, astfel încât ei să fie luați în considerare în deducerea din impozitul pe profit pentru anul 2013. Centrul pentru îngrijiri paliative din București va avea o capacitate de tratament de 2.000 de pacienți pe an și pentru deschidere ar mai fi nevoie de 900.000 de euro.